o fată de 16 ani care vrea să devină balerină. O mamă ocupată care susține financiar familia. Alo, ce faci, nu mai vii? Am și eu un program, nu putem să închid magazinul și să plec. Hai să începe, Ana. Și toată lumea aici așteaptă. Un tată care vrea să-și vadă fiica reușind cu orice preț. Nu mai și numai exerciții, altceva nu faci. Nu vezi că nu mai are bucuria dansului, o face numai pentru tine? Frumos să te calmezi. Nu vrei să ajungă balerină, trebuie să facem sacrificii. Dă o chinui! Și un profesor de balet foarte pretențios. Fandăm, încet, fandăm. Fandăm, Corina, nu ne punem pe WC-ul, fandăm! Dansez pentru tati? N-am chef. Corina, acum. Mai sclifos, iată, haide! Nu mai pot! Corina, Corina, cât ce merg? Corina! Corina, înțelege, deschide ușa! Ea e epuizată și tu o pui să danseze? Arată de cât ai venit tu atât de interesată de fiica ta. Sus, Corina, sus! E anorexică, nu știu dacă înțelege ce înseamnă asta. E de înțeles dacă o pledă nu o să mai vină la ore. Dacă nu o să mai vină la ore, poate să nu mai vină deloc. Va reuși oare Corina să reziste presiunii uriașe la care este supusă? La 16 ani, Corina e una dintre cele mai talentate eleve ale școlii de balet și mândria părinților ei. Alo, ce faci, nu mai vii? Am și eu un program, nu putem să închid magazinul și să plec. Hai să începe, Ana. E toată lumea aici, așteaptă. Te cred, da, Corina. Hai odată. Dar ce să fac? Sunt pe drum, hai, pa! Ana și Sorin Ciobanu speră că fetița lor va avea o carieră internațională de succes și va ajunge să danseze pe marile scene ale lumii. Suntem gata? Chemați o ambulanță, repede. Imediat. Ce să ieși la apă, vă rog. Alo? Am nevoie de o ambulanță, vă rog. Tata. Tata. Nu știu ce s-a fi întâmplat. Cred că a avut o cădere de glicemie, că altfel nu... Măcar dar fi fost și maică-sa aici. Dar se pare că numai mie îmi pasă de cariera Corinei. Ana nu se implică deloc, absolut deloc. Părinții Corinei sunt înspăimântați și așteaptă analizele sperând să fie vorba doar de oboseală. Îi impui prea mult. Numai și numai exerciții, altceva nu faci. Nu vezi că nu mai are bucuria dansului, o face numai pentru tine? Trebuie frumos să te calmezi. Cum vrei să ajungă balerină? Trebuie să facem sacrificii. Da, o chinui! Nu mai rezistă nici psihic, nici fizic. A căzut din picioare, nu vezi? Aleșinat, n-a murit! Sorina, tu ești sănătos la cap? Ești sănătos la cap? Are 16 ani. Ți se pare normal la 16 ani să cadă din picioare? Te întreb. Numai eu la școala aia nu mai las. Păi de când e mică, ea visează să se facă balerină și tu vrei să iei chestia asta acum? Păi bine, încerca să ajungi măcar o dată. O singură dată să ajungi și tu la o reprezentație de ei la timp. Că de restul las că mă ocup eu. Și o să ajung o mare balerină, ai să vezi. Numai tu vrei asta. Mai încet, vă rog, suntem într-un spital. Da, iertați-ne, vă rog, ce are? Da. Știu că o să vă vină greu să credeți, dar în urma analizelor efectuate, Corina suferă de anorexie. Corina a fost întotdeauna mai slăbuță, dar anorexică nu mi-a trecut prin cap. Oricât s-ar supăra ea și taică-su, o vreme a terminat-o cu dansul. E mult prea stresată. Deci, domnul doctor, povestea asta cu anorexia nu-i cu mâncare? Ba da, dar... Nu-i dăm să... Vrei să taci? Lasă-l pe domnul doctor să vorbească. Spuneți, domnul. Vedeți, dumneavoastră, anorexia este o boală complexă. Ea nu ține de foame sau pofta de mâncare. Poate să mănânce oricât. Dacă după ce mănâncă vomită, practic organismul nu se hrănește și așa se ajunge la subnutriție. Subnutriție, ai auzit? Poate să și moară din asta. Îl lași pe domnul să vorbească? Deocamdată starea Corinei nu este așa de gravă. Este slăbită, are lipsă de vitamine, de calciu, magneziu, potasiu.
Dar dacă organismul nu se hrănește corect și bine, în scurt timp va ceda. Ai văzut? S-a molăvit ca să-ți facă ție pe plac. N-am făcut decât să o fac pe ea să ia în serios ce face. Și oricum, nu mi se pare dumneavoastră atât de slabă, ce tot o dăm atâta. Ele trebuie să fie suple, așa-s balerinele. Mergeți la ea la școală să le vedeți pe colegele ei, toate arată la fel. Domnule, dumneavoastră, nu realizați cum arată Corina acum? Nu realizez. Are cu 10 kg mai puțin decât greutatea normală. Trebuie să fiți foarte atenți. Să știți că ar trebui să consulte și un psiholog. De ce? Vrei să taci? Pe tine te interesează mai mult starea de sănătate a Corinei sau vrei să ajungă mare vedetă? De ce să o ducem la psiholog? Cauzele anorexiei sunt psihice. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.